lovitură la 11 metri, start în partea a doua. Dar e cam oale. Ia vezi că e lupte de la jumătate. Până la 2014 sunt de mine. Restul și program comunică. Ne așteaptă o nouă repriză. Ai dat lent. Nu știu așa pe aia. Nu mai vrei? La TV. Așa este. Real că trebuie să avem. Trebuie să marcheze. Însă cei care forțează primii ofensivă în această repriză. Aruncu. Nicola, stai din gură ce fac? Mănâncă. Hai, mănâncă să o pun în aia. Acum două săptămâni, presa spaniolă furia și spunea că Atleticul ar putea fi de totul într-un final de ce fiat de SS. Ei bine, după ce a luat titlul, Atleticul are acum și un avantaj, în final va face drăznic. Iar după a venit Diego Simeone, pornind la începutul sezonului cu aproape zero șanse, poate câștiga totul bun, ar fi putut să se ducă jucătorii din Simeone, balonul a ajuns să se facă la Felipe Luiz, Adrian, pasa lui Adrian, așa zic, așa de dirige toată. Mamă, ce liber fusese ăsta aici, putea să dea. Să au și un mare atul jucătorii din Simeone, de când au pierdut cu Real, Cupa Campionilor, acea partidă de care ne înțelegi și tu din sezonul 58-59, au câștigat toate partidele decisive cu formații spaniole în Cupele Europei. Să nu uităm că în 2012 la București Atletico se impunea în finala Europa League în fața celor de la Atletico. Le-a voi stricat pasul. E de la Mireasa, s-a spus, că părea mereu așa chestie pe ecran. În locul ăla, acolo era mâns, știi? Ai, mă, ce... Dacă spun. Aia e public aia de la emisiune, cum a terminat așa. Era aceeași imagine, și tot timpul a mers vreo o lună, două zile, două luni, aceeași imagine s-a făcut. Da, da, de ce? Da, dar n-a legătură. N-a trebuit să aibă legătură ce arată cu... Dacă nu era aceeași imagine, s-a strică. Ca să nu mă eu cred că ați dat cu minge sau cu ceva. Arde. Și o fac cel puțin în prima fază, destul de bine, revină cei de la Real și recuperează. Balonul recuperat de Angel Di Maria. Prea puțin s-a văzut Cristiano Ronaldo, cel care pasează foarte bine acum, însă de acolo nu poate să treacă, chiar pe repetă, Cristiano Ronaldo este un de fotbalist care nu trebuie să apară foarte mult. De ce nu cumpăi cremă, Marticiano? Pentru că mă scol de ziceam, pentru că degeaba. Da, da. Dar da, vreau cu de exemplu, cu spumă, Marticiano. Nu vreau să mă dau. Păi să te speli. Nu e cremă, te speli cu ea pe față. Viola mi-a cumpărat-o din greșeală și mi-am dat cu ea pe față, m-a speriat. Și cum mi-a scat fața, pentru că eu n-am tenul gras, dar pentru tine ar fi bună. Dar tu la fel când apar coții, nu e bine. Cum să-ți apară coții? Nu dau, eu nu prea dau pe mine pe față, dacă cu aftă șești mă bărbesc. Păi da, să-i tenul gras. În fin. Nu știu dacă mai am acasă, că e aia cel mai mult să mă. E o spumă, dar te speli cu ea, cum te speli pe față, te speli cu ea dimineața. Și știi ce ți-o sucă fața. Nu vreau să uși. Păi ție nu te usucă, ție te face numai bine, ești gros, Doamne, Doamne. Mă scol cu săpun și-mi trec. Da, de fapt de câteva. Și pare, Argentinianul, avea o carieră la fel de prodigioasă și ca antrenor, la fel cum a avut-o și ca fotbalist. Uite, hai să spui tu mie că e plasma. Hai să fii serios. Ce mamă, auzi, Ioana, ce-o să nu e? Dacă în cea n-avea n-a fumat. Nu e pe mine că te lasă. Bă, ce le-a făcut ăla? Bă, că i-a canuat Atletico, l-a plimbat pe Real. Sau ce le faci? Adrian... Felipe Luiz, câștigă din nou posesia. Vine centrarea lui Coque. Ăla-i! Aaaa, n-ai prins-o. O execuție din
Aia. Raul Garcia, însă, Raul s-a dus cu diverse partea lui Garcia. Ia-ți stop. Nu, no, aia n-avea timp de stop. A, că prindea voleul bine. N-o mai mirosea Casillo. Combinația de Real. Raimond, era peste 4 apărut? Nu. Acum am văzut, am văzut cu margine. A avut... Da, mai știu și o altă. Acum am văzut cu margine acolo. Am văzut. Ar fi avut la început for the player. Bă, ce le-a făcut? Dă-i mă carton, gol. Asta e gol, bă, dar ce viteză are Di Maria. Bă, ce viteză are. Asta e gol. Să vezi ce dă Cristiano Ronaldo. Îmi place Di Maria. Prima strălucire în această repriză secundă a celor de la Real Madrid. E pe drept, e la 18 metri. Are viteză. Era la viteză. Acest ce fata mea. Foarte simpatice. Băi, deci toți au câte o față de fată. Simpatic rău. În mine ce-mi zic și eu aia trece. Simpatic rău. La ori. Aveam eu un coleg, un mișto. Să mă perfect. 4 la Liga, pe timpul intervenției al lui Miranda. Miranda și Godinu, cuplul de fundași centrali care urmează un text al lui Miranda. Acolo, în fața poziției urmate de Thibaut Courtois. Nimic, nu-l băgați în seama. Atletico, repet, foarte multe goluri ale Realului au venit din astfel de baze fixe. Iar uite ce funcțiune frumoasă ale fraierului. Da, pensa la mată. În preajma balonului se află un jucător fantastic, așa cum este acest gol. Foarte mult, 2-3 de metri, de mai aproape. Uite asta ce vezi, semnați mâncare. Semnați mâncare. Păi totuși. Da, arată bine cu camera. Da, văd, se reclame la Prius, la toată la mine. Cine cu Barcelona? Bă, era să-l prindă, mă. Da, a atins-o Zidu, sau nu? Ba da, a atins-o Zidu. Însă, fiind foarte înalt, având o alunice deosebită, Courtois s-a întins și a trimis în afara terenului, corul se execută Ronaldo! Penalti. Pe lângă, din nou, foarte presiunea... Până că a fost când. Ce masară, da. L-am putut viață, l-am putut Cristiano, l-am dat pe minge, ăsta care a intrat penalti.